senzația cine a călătorit cu avionul este cam aceea, știi, ai măsuța aici în față, ai DVD-ul, ai să reglezi de aici ventilatorul, luminiță, dacă acum e motorul oprit, direcția cum să bată și foarte ușor, ai mult spațiu, frate, nu se compară cu o mașină normală la rândul 2 și până și acolo este o grămadă de spațiu. Bam. Și chiar dacă ai mașină parcată aici, nu deschizi să deranjezi, adică chiar ai loc și pentru cumpărături, poți să pui aici o grămadă. Copilul are o grămadă de loc, la fel, măsuță. Știi? În partea asta la fel. Deci mașina este, nu este dată la maxim în față. Și tot am loc. Așa. La fel, ai și aici rezemătoare. Kia Sedona. Motor 2.9 diesel, cutie automată. Diesel, 16 valve, motor de Mercedes. Mașină coreană, Corea de Sud, bineînțeles. Presupun că dacă ți-ai ales să cumperi o astfel de mașină, înseamnă că ți-e o mașină pentru familie, nu ți-e o mașină să fie rapidă, să aibă demaraj, chestii de genul ăsta. Asta este o mașină cu 7 locuri, este o mașină de familie, consumă un pic cam mult. Nu i-am făcut exact consumul, să spun exact cât consumă, dar consumă destul de mult față de ce am avut eu până acum. Mașina are 2 tone și este destul de spațioasă, ai 7 persoane, dar ideea e că în mașina asta dacă bagi 7 persoane nu le simte, știi, diferența dacă ar fi să te gândești la consum, că pentru asta o iei mașina, nu? Modelul ăsta are cutie automată, foarte, foarte mișto, foarte practică. O chestie interesantă la Kia, că ai semnalul pe dreapta. În mod normal, semnalul la restul mașinilor normale sunt pe stânga. Și aici ai ștergătorul, ștergătoarele. Ai semnalul aici. De multe ori dădeam semnal cu ștergătoarele. Cum a fost gândit bordul acestei mașini, ai foarte mult spațiu. Aici poți să mai pui o consolă ceva pe scaune. Sau poți, efectiv, poți să mergi în spate pe aici. Poți să te duci în spate. De aici. Altă chestie pentru care am cumpărat o astfel de mașină sunt ușile cu lisante. O să ai și 20 de centimetri lângă tine să ai o mașină, nu ai cum să lovești mașina cealaltă. Da? Uite cât loc era aici, jumătate de metru, ai loc. Al doilea lucru care place la mașinile cu 7 locuri, pe lângă spațiu, ai foarte mult spațiu și este foarte practic. De exemplu, măsuța asta mi-aduce aminte de avion. Când mergeam cu avionul, ai aici măsuța, avem și un DVD, bine, asta, DVD-ul ăsta este montat de mine, dar sunt alte modele de Kia care ai și trapă, ai piele, asta nu are piele, nu trebuie neapărat, depinde acum de fiecare. Ai DVD-ul aici, deci senzația pe care o am acum este, bine, pasager rândul 2, că la rândul 3 e un pic, o puțină diferență. Ai aici
ventilatorul, da, să reglezi ventilatorul. Ai lumină dacă mai ai motorul oprit și poți să dirijezi de aici direcția unde să bată, să bată vântul. DVD-ul poate să vadă cei din, din rândul 2 și cei din rândul 3 foarte bine. Știi? Eu i-am pus camera asta la oglindă, așa că atunci când, când mașina este încărcată sau când, când, când este DVD-ul lăsat, da? Vă dați seama, nu poți să vezi bine în spate și atunci activez camera asta care este pusă acolo sus, da? Și văd tot în spate, poate să fie mașina încărcată, eu tot pot să văd în spate. Asta este ceva opțional ce am pus eu, ce am atașat eu. Ok. Și ca să vă dați seama cât spațiu este, de exemplu dacă mergi la cumpărături, cât poți să bagi aici. Și copilul, cât are loc un copil. Plus că ai și... Da? Deci fiecare pasager în parte are aerul lui condiționat, pentru că aerul condiționat intră până în spate. Și aici intră căldura. Ca idee. Acum să vă arăt cum, cum e în spate, cum se întâmplă în spate. Mai am mânerul aici, pe partea asta. Tragi mânerul. Vii cu scaunul, nu vii cu el de tot, dacă vrei să dai scaunul jos, ia așa. Și l apuci de aici. De aici ai un mâner, da? Tragi de mânerul ăsta și pleci cu el. Dacă vrei să intri în spate, bine, acum dacă ar fi fost să stea cineva pe scaunul ăsta, poți să folosești asta ca, ca și o băncuță, știi, să mănânci, să spui o cafea, să spui ceva. Dar ai și aici una, oricum ar fi. Dar dacă vrei să intri, ca să ai mai mult spațiu, vezi? O lași așa. Și poți să intri. Rândul 3, la fel, ai foarte mult spațiu la picioare, dar dacă ești foarte înalt, eu am 1,69 m, dacă ești foarte înalt, asta ar fi o problemă, că lovești cu capul aici, știi? Din păcate, băncile nu se mai dau, nu se mai dau în față, mai în spate, dar ai și aici, pentru copii, eu zic că pentru 3 copii stau foarte bine, știi? Ai o scrumieră, ai aici un, un compartiment. Poți să deschizi geamul dacă fumezi. Fumieră, fac. Și aici e la fel. Așa, lumina ta personală, ai unde să-ți duci căldura sau dacă e ceva aerul condiționat pornit. Aici se duce ceva. Cam asta ți se, ți se oferă. Și dacă ești aici, te ai o manetă mică pe care apeși și te duce scaunul foarte ușor, știi? Dacă vrei să zicem să să folosești tu băncuța asta, dacă nu stă nimeni acolo, poți să o folosești ca și măsuță. Deci este, este mașina foarte mare. Acum poate mă înțelegeți de ce nu-mi cumpăr Zafira. Confortul pe care ți-l ofere, ți-l oferă mașina asta și, și dimensiunea la fel, este foarte mare. Un copil se poate strecura pe aici printre scaunele astea ca idee. Până în față acolo. Da, deci sincer, mie îmi place spațiul de aici în spate. Ești, este foarte confortabil. Nu știu, nu știu 3 persoane cum ar încăpea aici. Știi, nu știu exact cum ar încăpea. Dar eu mă simt bine aici, chiar și rândul 3. Da. Hai să vedem cum ieșim de aici. Apăsăm pe asta. Da. N-ai ce să faci decât să mai pui încă o rândă uși, știi? Dar față de, față de o Zafira, față de o, o mașină de asta care cu 7 locuri, că ați văzut două scăunile de alea mici înghesuite în spate acolo și cu ușa de aia normală, uite, poți să bați pe partea cealaltă, nu? Așa de mare e. Adică ca să-ți dai seama de dimensiune și asta, asta se poate mișca. Rândul 2 se poate mișca.
Da. Ce ar mai fi de adăugat, un ultim aspect, ar fi camerele de filmat. Dacă ați observat, am luat o cameră aici, da? O cameră aici și aici încă două. Una, două. Da? Dar asta de aici, asta, este asta. Da? Asta se pornește. Acum mai funcționează ca și oglindă normală. Când apeși pe butonul ăsta, dacă ai mașina încărcată sau lași DVD-ul jos, nu mai vezi ca și conducător, nu mai vezi așa bine în spate. Și atunci poți să folosești asta. Deci din poziția șoferului se vede DVD-ul, nu vezi bine în spate, da? Dacă este DVD-ul lăsat jos sau am mașina încărcată, pornesc camera. Și indiferent că dacă este mașina încărcată sau am DVD-ul, nu mai are nicio treabă, poți să vezi. Și cea de-a doua cameră o să apară aici. Când bagi în reverse, îți apare aici. Camera asta este pentru să filmeze drumul și să filmeze în cabină. Deci am două camere aici. Și încă una aici. Asta am pus-o pentru că nu aveam ce să fac cu ea. Mi-a venit cu trei camere odată. Asta de aici din față. Deci asta are trei camere. Cabină, parbriz și aia de jos, care aia trebuia să vină în spate, dar eu aveam deja o cameră în spate montată. Și anume asta. Asta o folosesc pentru înregistrare. Deci în cazul în care se întâmplă vreun accident, am asta și cu aia. Dar asta este pentru oglindă, da? V-am explicat care e treaba cu oglinda. Și asta de aici, asta doar se activează doar când bagi mașina în mașalier. Ai bineînțeles geamuri electrice, de aici se blochează geamurile. Ai siguranță pentru copil de aici. Nu știu dacă sunt variante în care aceste uși vin automate, asta nu este automat, este manuală. V-am spus, DVD-ul eu l-am montat, camerele de filmat la fel, până și asta nu vine mașina dotată cu cameră revers. Și multe le găsiți cu cutie manual, dar eu prefer cutie automată. Rezervorul și capot. De aici se reglează scaunul. Aici, bineînțeles, se rabatează. Așa. Bine, acum este scaunul ăsta și nu poate să miște. Priză 12V, scrumieră și v-am spus, geamul se rabatează. Cârlig de tractare. Da. Două. Astea nu știu de ce sunt două. Pentru că unul e cu 12 și unul e cu 8. Bine. Așa. Nu este mare spațiu aici, dar e ok. La Chrysler era mai mult spațiu. Ca să dai jos un scaun, dacă vrei să rabatezi pe ăsta, tragi de mânerul ăsta de aici. Foarte ușor. Și o femeie poate să facă asta. Așa. Dacă vrei să-l scoți, mai e încă o mâner aici. Tragi de mâner. Și ridici de aici, după care l-ai tras cu tot. Trebuie puțină sală pentru treaba asta. Da, a intrat. E blană, da? Acum încă o dată, tragi de asta aici și ai un mânet, la fel ca și spate. Are, cred că, 20 de kg.
fiu sincer, asta nu prea e treabă de femeie, dar... Mă simți că e frumos. Bordul arată în felul următor. Aici temperatura, turația motorului, după cum vedeți, este mașina este cu volan pe dreapta, deci ai milele, dar ai și kilometri aici. Da, aici o dai la 0. Da? Și aici ai combustibil. Foarte simplu. Aici mașina trebuie să fie în loc. Ai dat în prima poziție. Ți apare centura, frâna de mână, uleiul, bateria. Și că este în modul parcare, dacă este în modul parcare, asta trebuie să faci, nu trebuie să apeși pe nimic. De aici ai luminile, butonul ăsta nu știu ce trebuia să fie, dar nu e buton. Aici asta este, astea sunt oglinzile, de aici se reglează oglinzile. Aici ai geamurile electrice, așa se blochează ușile. Încă o nebunie de-a mea, dar asta am pus-o eu, am comandat-o după Wish, ca să văd bordura a doua oglindă de jos. Nu știu dacă se vede pe cameră, să vezi bordura, să vezi roata din față, să nu intru chiar în bordură. Și aici la fel ai geamul electric și blocat, uși, sistemul de ventilație, na, ABS. Aici am schimbat, eu aveam un sistem vechi, dar eu am pus asta pentru că să pot să am reverse camera când dau cu spatele, da? Asta e așa. Aici ai pozițiile de la ventilator, asta e aerul condiționat, îl oprim, îl pornim, asta știți ce înseamnă, dar aici dai mai cald și rece. Pozițiile așa. Ce are în plus mașina asta, are butonul ăsta pentru rear, ai și pentru cei din spate. Dacă dai aici, ai și în spate ca idee, da? Pentru cei din spate. Și fiecare în dreptul lui are. Așa ar mai fi butoanele. Ăsta este, bineînțeles, avarii. Ăsta este dezaburire. Butonul ăsta este pentru cei din spate. Dacă vrei să le oprești aerul condiționat, aici dai. Și astea sunt luminile. Sau poți să-l lași pe poziție atunci când deschizi ușile, să aprindă toate. Și asta, cum v-am spus, în spate există unde intră căldura sau frigul și îl ții de aici. Deci l-ai pornit odată, după care umbli de aici, din ăsta. Dacă vrei să-l dai tu mai tare sau mai încet, pentru cei din spate. Deci asta e doar funcția pentru cei din spate. Mai și asta. Așa, asta mi l-am pus eu, n-are treabă. Aici e bricheta. Cup holder îmi place. Ai două cup holder aici. Și aici să-ți ții ai asta pentru CD-uri. Și aici pe mijloc cred că mai venea ceva. Puteai să mai atașezi tu ceva, pentru că am văzut că are aici un suport. Să-i mai atașezi o consolă, cred că îi spune, nu? Deci merge și asta. Și oglinda pentru copil, ca să vezi, verifici copilul. Și acum mai ar fi aici, ai ceasul, luminile care atunci când deschizi ușa ar trebui, ia să vedem, da? Și aici de ochelari, una, două. Unele au și plaf, unele au și trapă, dar asta nu are modelul ăsta. Oglindă cu lumină, oglindă destul de mare și poți să mai extinzi un pic dacă o scoți de aici, o scoți de aici și să mai lungește puțin asta. Cam asta ar fi. Da. Nu știu cât de mult te ajută, dar o are. La fel. Mașina e foarte bine lucrată din punctul meu de vedere. Foarte bine lucrat, n-am ce să zic, n-am ce să mă plâng de ea.
nu se văd șuruburi plastice ieșite sau să zici că se vadă ceva vizibil să deranjeze ochiul. N-are piele, atât, n-are, mașina asta nu are piele, rest. Și carpeta, bineînțeles, i-am pus-o eu, este nouă, cred că era gri la modelul ăsta, dar i-am cumpărat-o nouă, neagră. Hai să vedem ce poate bestia asta mică. Motorul are motor 2.9, cum am spus, diesel. Deci motorul destul de mare, dar este și grea, are 2 tone. Are un pic de demaraj pentru o mașină atât de mare. Schimbă destul de frumos. Nu se dau prea mare viteză aici pentru că suntem în oraș. I-am pus roți mai mari, pe 18, am luat roțile de la Chrysler, avea roți mari. Și îmi place acum că pot să mor cu borduri cu ea. Este mai ridicată și pare a fi Jeep, cum spuneam noi românii. De fapt nu e Jeep, e SUV, știi? E mai înaltă. E foarte marfă senzația să conduci mașina asta, în special pentru că are cutie automată. Asta este cel mai tare lucru. Cu parcările un pic mai greu, dar i-am pus atâtea camere. N-ai nevoie decât de asta, știi, care dai cu spatele, n-am ce să zic. Ești destul de înalt în mașina asta. Este foarte ușor de condus. Servo merge bine pe mașina asta. Confortabilă, motorul mare, se simte că ai motor mare, dar nu și la consum. La consum, dacă vrei să ai mașină la consum, nu te sfătuiesc să-ți iei această mașină. Este o mașină pentru o mașină de familie sau de mers la muncă mai multe persoane, pentru că scoți consumul după aia, că mergi 7 persoane, mergi binișor în ea sau, super, sau dacă pleci, de exemplu, România-Anglia, la fel, tu ai scaun, nu poți să dormi în el, ai DVD-ul, ai tot ce vrei, adică n-ai ce poți să ceri mai mult de la o mașină. Vă garantez, mașinile chiar și noi, Mercedes Vito și alte astea, Volkswagen Transporter, chiar și astea noi, culmea, nu au atâtea dotări câte are asta. Asta nu are piele, dar găsești cu piele. Cel puțin astea asiatice de obicei le găsești cu piele. Cam acesta a fost materialul de astăzi, prezentarea acestei mașini. Nu prea am văzut, cel puțin român, n-am văzut niciun român, n-am găsit o prezentare la Kia Sedona sau la o mașină cu 7 lucruri, pentru că România nu prea sunt așa căutate, știi? Aici în Anglia sunt foarte multe, merg oamenii la muncă, merg mai mulți, împart banii de transport și merită. Sau ca și ca familie, dacă ai mai mulți membri ai familiei, ai 2 sau 3 copii, cer o stare să înghesui într-un Vauxhall sau, cum îi spune, într-un Opel Zafira. Asta este părerea mea, că prețurile sunt cam aceleași. Și ce îți oferă mașina asta la banii ăștia, după cum ați văzut ce v-am arătat până acum, nu există termen de comparație. Ca să nu lungesc prea mult acest material, încheiem aici. Nu mâine, poimine mă duc să-mi iau altă mașină, mi-iau un Chrysler Voyager, am mai avut mașina, o să las un link în descriere ca să vedeți vlogul cu Chrysler Voyager. Singurul motiv pentru care am vândut această mașină este pentru că am probleme la motor. Nu vă gândiți că neapărat trebuie să ai probleme la motor și că nu trebuie să-ți o iei sau chestii de genul ăsta. Asta s-a întâmplat la mine, a căzut la mine mașina. Sunt mașini foarte bune Kia. Și credeți-mă, la ce poate să ofere o mașină la banii ăștia, o mașină cu 7 locuri, nu există altă variantă mai bună. De exemplu, asta am dat pe ea 1100 de lire, este 2006, am cumpărat-o anul trecut și acum am cumpărat un Chrysler Voyager care ăla e 2500, deci ca să vă dați seama. O să fac și la prezentarea să vedeți ce are ăla în plus față de Kia, nu sunt foarte multe lucruri. Dacă ar fi așa să aleg cea mai perfectă mașină cu 7 locuri, ar fi o japoneză, ori Nissan Elgrand, ori Toyota Velfire, dar alea sunt prea scumpe. Deci găsești aici în Anglia, găsești la 7-8.000, chiar și 10.000 de lire. Același an, 2006-2007, și nu îmi permit acum momentul ăsta să dau banii ăștia. Dar dacă tu vrei să-ți iei și tu vrei să-ți iei o mașină cu 7 locuri și nu vrei să-ți iei Zafira, că numai Zafira sau Alhambra sau ce mai Volkswagen Touran, care n-ai ce să nu-ți oferă nimic mașinile. Au motoare bune, nu zic, nu, dar sunt mașini bune la consum, dar sunt foarte mici, n-ai spațiu care l-ai în asta și pline de plastic și așa mai departe. Acesta a fost materialul de astăzi. Eu am fost Constantin Ivan, nu uitați de like,
și subscribe, vă pup la inimioară. Ceau! Ora 10 și nu știu cât e, pentru că e telefonul la tine, nu știu ce ceas e. Ia eu! Gata, gata, Valentin. Cred că a început să-i placă lui Valentin. Și că nu. Gata, Valentin. Gata, Valentin. Presupun că nu-mi place lumina. E lumina prea puternică? E dark inside. Eu sunt negru? Da. Facem. N-ai becuri înăuntru să le aprinzi? N-are, ce treabă. Hai să-i dăm drum așa, filmezi, pe ce refacem. Mașina vine și cu sistem de securitate. Așa vine mașina în dotare, cu el în spate aici. Se vede bine? Ok. Sau dă aici mai bine, ia încerca aici. O să rezem aici, dacă pot, dacă e. Cum se pare? Ok, dar te vezi numai de la piept în sus. Aici mai afară atunci, nu? Stai, numai afară îți vede tetiera. Acum? Da.